G2-a, jocuri și prețuri de belea. Salut și bun venit la un episod de Minecraft Let's Play pe Barba Neagră. Suntem aici pe multiplayer, dar din păcate nu sunt decât eu pe hartă în momentul de față. Băieții cred că au descoperit acel mansion. Plouă aici, ca de obicei, mereu la noi aici plouă, pentru că suntem într-o zonă, deși nu suntem de junglă, suntem într-o zonă de asta, deci în partea aia. Ia stai să vedem asta ce e. Facing east, spre east. Avem zăpadă și biomul de ice. Și aici suntem puțin muntoși și un câmp o lecușă mai încolo. Și probabil sunt într-o zonă de asta în care e o leacă mai cu multe precipitații. Nu știu exact unde au rămas băiți ultima dată, că ei mai joacă și fără mine pe aici, dar au făcut și această piramidă, au pus acolo după ce am nimicit Wither-ul. Eu am luat stelusa și au făcut și un beacon. Și mai am niște lucruri să vă arăt ce au făcut. Astea sunt doar meritele lor. Oamenii s-au mișcat foarte frumos și foarte repede. Au depus mult efort. Următorul progres este în Nether. Au reușit să... De fapt, stai așa că pentru Nether trebuie să mă lepăd de niște chestii. Au reușit să spargă... Nu să spargă, trecem prin ea, prin bedrock-ul de sus. Eu mai am cât un de-asta Ender Chest. Îmi trebuie un Ender Chest musai și am aici Siltash. Perfect. Awesome. Am 16 Ender Pearl-uri. Ok. Hai să vedem dacă putem să trecem. Și acum avem o fermă absolut uriașă de pigmeni. O să vedeți acolo. Nici nu știam că ferma de pigmeni este practic cea mai rapidă metodă de a face XP. Mult mai rapidă ca cea din End. Mult mai rapidă. Stai așa, pe unde o luam? O luam pe aici. Am văzut un ghast. Trebuie să fiu atent un pic la el. La ea, că e un ghast. Și practic avem tunelul ăsta și e un minecart sus care ne permite noi să trecem dincolo de bedrock. Iar sus să vedeți câtă muncă au depus. Deci Alin și Robert au făcut aici dita mai monstru de fermă și este și super făcut. E frumos, o să vedeți dacă reușesc să trec. Nu prea sunt expert la trece dincolo. Deci practic stai așa, fac asta și anume punem cufărul jos, că dacă murim să nu pierdem pacilișa. Și mi-au totul și pun în cufăr. Bam, 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 bam. Enderpearl-urile le las. Pickaxe-ul și toate astea le băgăm la loc. Așa. Mai e ceva. Mâncarea. Stai să luăm bricks-urile, să băgăm niște mâncare. În regulă. Cred că e de ajuns stone-ul ăsta. Hai să punem golden carrot-ul și niște fireworks. Naia, fuck it. Hai să sperăm că e tot în regulă și că nu murim. Bun. 3, 2, 1. Mamă, sunt pe ultima inimioară, dar am reușit. Avem aici un portal care ne duce fix acasă, doar că din păcate nu putem să ne teleportăm de acasă la el, dar este o metodă foarte ușoară de a pleca de aici. Pot să-mi iau lucrurile înapoi. Yep, o să-mi iau înapoi pentru că după aia nu mai ne întoarcem pe unde am venit, știi? Adică ne întoarcem pe altă parte, prin portal. Cooked mutton. Am observat o chestie. Eu folosesc pui prăjit. Și pui prăjit, când am văzut, prea stă atât de multă sățietate. Adică trebuie să mănânc foarte des. Bă, da, foarte des. Nu știu dacă doar mie mi se întâmplă. Hai să mâncăm și acum un puțin de el, că nu se mai reface viața, văd. În regulă. Și astea trebuie un pic ordonate pe aici. Asta e cu Fortune și asta e cu Siltach. Fortune-ul pun la loc pentru că nu-mi trebuie momentan. În regulă. Și avem aici mending-ul pe care o să-l punem acolo așa. Avem elitra. În rest totul este bine și frumos în afară de acest bow. Bow. Bun. Și un golden carrot în caz că ne trebuie. Trebuie să mai mănânc din nou. Acum suntem deasupra. Și vreau... nu se vede acum. E prea sus. O să observați acum pe... Bine, e puțin cam întuneric. Dar se vede... Nu se vede încă. Nu se vede. Hai că mai mergem în sus și o să observați munca băieților aici ce au depus-o. Deci, absolut fenomenal. Nu știu dacă aș fi avut răbdarea asta și atât de repede. Dacă vedeți voi, se vede deja un cerc care este absolut superb. Deci nota 10 pentru cine l-a făcut. Cercul ăsta este magnific, este mai mult o roată pentru că este goală în interior. Și are 4 straturi din câte văd, deci absolut fenomenal, nota 10 pentru băieți. Deci,
Și mai ales că funcționează, frate, și funcționează bine de tot. Acesta este un sistem automat de colectare, pentru că pigmenii mor. Ia uite, avem aici o grămadă de gold și o grămadă de carne putrezită. Bun, și avem aici, ăsta este cercul ăsta foarte mare, dacă pot să-i fac și o poză așa. Bun, asta trebuie editată ca să-i scoatem din culoare un pic. Practic avem 4 poduri și este 1, 2, 3, 4 nivele și 4 poduri. Pigmenii vin pe pod aici și tu stai undeva fix colea în mijloc, dar aici sunt puse garduri și direcționează pe ei, uite, pacilișa. Chiar și ăștia devin pe aici, o iau pe lângă, trec picolea așa, uite așa, pac și vin și cumva trec colea. O să cadă în acest, ce este, un tub de geam și aici vor muri. Nu trebuie să-i omor tu, o să vă arăt și cum funcționează într-o secundă. Am mai stat puțin aici să pălăvrăgesc ca să aibă ei timp să se spawneze, pentru că tocmai am venit aici, înainte nu era ceancul încărcat. Doar că trebuie să mă duc să-l nimicesc pe unul, trebuie să-i dau o palmă unuia ca să funcționeze. Și uite, ei vin, noi stăm aici, ei vin pe acolo și automat detectează ca și cum aici sunt două blocuri pline, dar de unde? Că sunt de fapt două trapdoor-uri și ei vor cădea jos. În regulă, vreau și eu să iasă un pic. Pot să am o mână aici liberă? Nice. Să punem trapdoor-urile ca să putem să trecem noi. Și acum pigmenii nu o să ne facă nouă nimica, dar imediat ce îl vom lovi pe unul, pac! E de ajuns ca să-i supere pe toți. Băieți, au pus, văd aici scări ocazional pe aici pe acolo. Văd că sunt patru în cele patru direcții. E totul foarte simetric, sunt foarte impresionat de chestia asta. Deci băieți, nota 14. Și chiar și ăștia de sus poate să vină pe jos, știi, pentru că nu există decât un singur nivel la acest pod. Nu există mai multe poduri. În regulă, acum trebuie doar să-l prind pe unul și să-l căsăpesc. Din câte știu, ăla micu zboară rapid, rapid de tot. Ăștia sunt mulți aici. N-am decât să mă duc la asta de aici, dar am cam mult de mers și... I don't know. În fine, în fine. Știi cum făceam eu de obicei? Putem, avem elitra, pot să-l căsăpesc pe unul și pe aia să sar, pentru că altfel trebuie să mă mișc foarte rapid să vin aici, pac, și să deschid ăstea. Și ca să nu fac chestia asta, o să le las deschise din prima, îl căsăpesc pe unul și după aia am și sărit în jos. Mai verific o dată că am elitra, am, e în regulă, totul e bine. Acum trebuie doar să faci asta și fugi! Oh my god! 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 Ah, gata? Mereu de emoții și vor veni către mine. Practic eu sunt ținta lor în momentul de față. Trebuie doar să stăm aici. Nu știu sigur dacă funcționează, dacă stai și jos. Ar trebui să funcționeze dacă stai și jos. Practic ei vin să mă nimicească pe moa. Uite ce e aici, tati. Uite, armata de pigmeni. Și se duc acolo în jos, o să... Chiar jocul uneori merge lăguit atunci când se strânge extrem de mult XP. Din cauza asta am eu 96, băieții au 100 și XP-ul e fenomenal, uite. Absolut fenomenal, așa-l vedeți cel mai bine. O grămadă, o grămadă de XP, nici nu mă mai aud. Și pentru că ei sunt curăiți către mine și eu i-am pălmuit, practic, am pălmuit pe unul, tot XP-ul ăsta îmi revine mie, ca și cum eu i-aș omor, știi? Și din când am văzut, îmi și ia la pulpițe. Să fie oare din cauza asta să mimeze jocul ca și cum eu i-aș omorâ, aș da în ei, deși eu nu dau, dar să mimeze treaba asta? Nu știu, bănuiesc. Și așa funcționează această fermă de pigmeni, această fermă de gold, de fapt, dar goldul e de la pigmeni. Superbă, nici nu știam de designul ăsta pe rotunda, așa, habar nu aveam, deci habar nu aveam de așa ceva. M-au impresionat când l-am văzut aici, zic, what the fuck, cât ați lucrat, Jesus, foarte, foarte mult. Și după aia, logică, vin, pam, 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 se colectează în ultimul cufăr, avem aici gold și așa și-au permis să facă acea piramidă cu beacon-ul. În regulă, mai avem aici un cufăr de end și un crafting table. Aici ce fac, băieți? Ah, aici intră golden sword-uri. Pentru? Ce iese? Ah, gold nugget. Din golden sword se face gold nugget. Deci au și sistem de sortare. Ok, sunt chiar super mega impresionat în momentul de față. Nice. Asta e, asta e o chestie super mega tare. Ah, regulă. Hai să mergem de aici. V-am arătat ce trebuia acelea. Și au o grămadă de progrese, dar niciuna făcută de mine. Mai cad și pe lângă câteva bucățele de XP, dar opa, am auzit un ghast. Ghastul n-ar trebui să se spawneze pe aici deasupra bedrock-ului. Curios.
foarte curios. În regulă, am totul la mine. Tot-i bine, sper să nu uit ceva. Acum, portalul ăsta o să ne dea fix acasă. Which is fucking awesome. Oh, shit. Ce m-am speriat. Voi te supărați pe mine? Nu, nu sunt supărați pe mine pentru că i-am omorât pe toți. Practic, au murit toți cei care erau supărați pe mine și astfel nu mai există niciunul supărat. Totul e în regulă. E dacă nu puneam polarul pe ei, pe ce domnie zăului mare. Așa, am câteva lucruri de aruncat aici și așa. Și nu mai știu dacă... Nici mă, Rotten Flash, uite ce. Avem o grămadă de Rotten Flash de astea. Aici au schimbat și partea de jos, s-au jucat cu puțin clay. Suntem pe nou update pe... 1.12 și... pe aici nu mai încape nimic. Pe 1.12 și... voilà, avem rețete! Avem rețete peste rețete acolo așa și putem să facem și noi lucruri care astfel necesitau puțină documentație înăuntru. În regulă! În regulă, nu știu cum ai făcut ceva pe acele așa. Ăla pare a fi un steag acolo. What the fuck is that? Ăla de acolo pare a fi un steag. Vreau să mă mai uit puțin pe aici, că știu că mai avem niște treabă de făcut. Scările astea le-am pus aici. Asta e drumul care duce către Casa Modernă. Și vreau să văd ce mai trebuie să mai facem aici la Casa Modernă, că sigur mai trebuie ceva. Prin împrejurim trebuie să mai facem un pic de terraforming, un picuț așa, nu cine știe ce. Să mai punem niște vine-uri pe aici, pe acolo. Câteva muncă de asta. Uite, aici trebuie să umplem cu lemn, deci trebuie să iau niște lemn la mine. Niște ou, că ar fi absolut superb. Ok, deci trebuie neapărat să fac chestia asta. După care intrăm. Vă place peretele ăsta? Deci ăsta nu știu dacă l-am arătat la cameră până acum. M-am jucat cu scări și slaburi și mi-a ieșit chestia asta. Mi-a plăcut teribil. Deci absolut teribil mi-a plăcut. Și în final cam așa am ales să facem porțiunea asta aici. În regulă și aici avem bucătăria. Deci trebuie să facem să mobilăm puțin pe aici și să punem lumina. Asta știam eu că mai avem ceva de făcut. Iar aici avem un design. Vă rog să observați chestia asta că e făcută cu cap. Este practic un design minimalistic, blocos, minecraftar de Ying și Yang. Știi că cum era peștele alb, dar cu ochi negru, și peștele negru cu ochi alb, așa e și aici. Fereastra pac un pic invers cu slabul ăsta de acacia și invers, știi, cu slabul ăsta de quartz, ceea ce îi dă un efect frumos. În regulă, bun, deci trebuie să facem bucătăria și sus parcă aveam o baie. Știu că biroul am făcut, biroul este ăsta și am făcut birou, avem aici calculator, avem mouse, avem tot ce ne trebuie, am ales acest pressure plate de iron pentru că are multe cerculețe pe el și chestii și mimează tastele. Da, și asta e unitatea, Pentium Dual Core. Băi, o să apară cât era ăla, mă? Pentium, nu, ia uzi, Intel i9, da, era gluma aia, știi, cu cine așteaptă Intel i9 pentru a-și cumpăra aia, pentru... a putea avea acces la prețul i7-lui pentru a-și cumpăra în final mult doritul i5, știi? Era o glumă de asta. Aici avem... ok, trebuie să fim atenți cu lumina aici să nu topim peretele ăsta. Asta este baia. Cred că pentru baie... Da, nu ne vede nimeni pe aici. E o baie modernă. Aici facem baia, în regulă. O să trebuiască să facem câteva lucruri. Trebuie să facem baia și bucătăria. Și pentru baie deja știu ce trebuie să facem. Cufere pe aici noi avem sub scări. Sunt trei cufere, parcă trei cufere secrete acelea așa. Și eu la mine am ceva, pot să fac de ok și nu pot. Deci mergem să luăm niște resurse. Hai să mergem să luăm niște resurse și mobilăm. În episodul ăsta asta facem. Mobilăm un picuț după ce v-am arătat ce progrese au făcut băieții pe aici. E timpul să mai fac și eu niște progrese. Hai înăuntru, haiți. Ala-i tati perfectos. Uite ce, uite, exact de asta vorbeam. Deci de când mănânc chicken, pui copt, că cred că ăsta e copt întreg aici, uite-te câte pulpițe mai am, mai am decât 3. Deci sățietatea mi se duce absolut teribil. Uite, mai mănânc de 2 ori, nu, de 3 ori, facem full. Perfect. Și acum, hai să vedem cât de repede mi se duce mie sățietatea. Nu știu sigur de ce. Asta se întâmplă din nou update sau din cauza chicken-ului. O fi fost modificat? Habar n-am. Nu știu, dar se întâmplă chestia asta de ceva vreme încoace. Bun. Dirt-ul, mie nu-mi trebuie momentan dirt. Avem pe aici ceva de dirt? Nu prea avem. Lemn sus aici. Lemn nu-mi trebuie. Atunci nu mai facem pereția, facem interioarele acum. Hai să luăm niște white carpet și niște light grey. O să ne întrebească pentru baie când ieși din duș să pui picioarele pe o carpetă. Și îmi trebuie niște geam negru panels.
Panele, panele, panele. Avem o grămadă. Nice. O să mai întrebuiască niște... Cum se numea alea, mă? Stai așa, stai să vedem dacă găsesc ceva aici. Pot să le caut... pot să caut orice aici? Ia dacă caut bică nu mi-apare? Nu mi-apare. Deci nu mi-apare decât... Showing craftables. Deci nu mi-apare decât la search, decât ce am eu la mine. Și ăla cu ce era făcut? Cu niște cable, parcă, dacă nu mă înșel eu. Am niște cable pe aici. Am niște stone. Dar nu am cable. O să iau niște cable. Vreau să fac, nu știu exact cum se numesc. Trap wire. Trap wire. Asta vreau să fac, trap wire. Dar fără wire. Doar porțiunea de trap. În regulă. Cred că o și... Trebuie să o avem pe aici. Nu. Hai să luăm niște string. Că dacă avem string, o să mai apară de trap wire. Bănuiesc. Deși nu este folosit în construcție. E vreun trap wire pe aici și nu-l văd eu. Asta ce e? Lever. Nu e, frate, niciun trap wire. Mă, cu ce se face trap wire-ul? Cam lem la mine. Trap cu fier? Se face cu fier? Yeah. Iron... Trap. Iron trapdoor. Nu știu exact cum se face. Ia stai să căutăm pe Google. Gata, am văzut și eu am tot ce îmi trebuie pentru așa ceva. Așa că nu înțeleg de ce nu mai apare. Poate trebuie pe categorii. Uite aici ar fi trebuit să mai apară. Tripwire, nu e trapwire. Iron weighted. Curios. Ia stai, hai să vedem dacă mi iese treaba. Practic era lemn jos, băt sus. Și aveam niște iron cole așa și avem tripwire hook. Deci am toate astea, de ce nu mi-arată? Light gray, right click for more. Deci nu înțeleg. Acum mi-a apărut ră? De ce mi-a apărut ră acum și înainte nu? Trebuia să intru în crafting table? Tripwire hook. Este că acum am văzut și eu astea. Deci nu mi-apare decât când intru în crafting table, nu mi-apare de fapt toate. Și uite la aici, tripwire hook. Și dacă scriu aici, gata, am învățat și să joc Minecraft. Yay! Avem, îmi trebuie unul pentru duș, îmi trebuie unul pentru sink, pentru asta, cum se numește aia la bucătărie? Cum se numește asta de spălăm? Chiuvetă. Chiuvetă, nu-mi venea chiuvetă. Ne trebuie pentru două chiuvete, una la baie și una la bucătărie. Mă rog, facem două, patru, vedem cum le folosim. Îmi trebuie un buton pentru... Asta ar fi mișto... Trebuie să facem și o scurgere pe undeva. Nu știu din ce să fac scurgerea. Așa, un buton. Îmi trebuie mai multe butoane. Trebuie două aici. Știi ce? Hai să vedem dacă eu mai le-am deja făcute pe aici. Am niște butoane de lemn. Am. În regulă. La bucătărie o să-mi trebuiască un blat. Blatul o să iau și niște wooden trapdoor-uri de-astea. Blatul o să-l fac din birchwood slabs. Sau nu. Trebuie să fie un blat tare. Hai să folosim niște stone slabs. Și o să luăm niște scări de wood și partea de sus o să fie gen de granit. Imităm granitul la bucătărie. Toată lumea avea granit, granitul e scurt. Așa. Mai putem să mai luăm ceva de pe aici? Niște scări, nu-mi trebuie, spruce fence, nici ăsta. Bă, nu știu dacă mai trebuie ceva de pe aici, eventual mă mai întorc după aia. Niște bowl, astea nu avem cum să le punem. Regula. Pe aici... Putem să mai luăm ceva de pe acelea? Putem, uite, iron trapdoor. Poate găsim o întrebuințare pentru ea. Avem și niște iron bars în caz că vrem, cumva. Aha! Coldrulon. Cum facem noi coldrulonul ăsta? Este așa. Coldrulon. Ia uite acelea așa. Pac! Deci, băgăm iron ingot pe peste tot. Nici de nici. Bă, noi am ca așa să faci. Luăm două, una pentru baie și alta pentru bucătărie. Dar poate la bucătărie vreau două ca să am două chiuvete. Și anume una în care clătesc vasele și una în care le spăl. Da, e bună ideea mea. Altceva, ne-ar mai trebui un frigider în momentul de față. Eu cred că am aici un iron door avem. Și o să ne mai trebuiască două blocuri. De preferat de iron. Dar nu știu sigur dacă noi mai avem atât de mult iron încât eu să mă joc cu el. Avem. Două blocuri de iron. Bun. Avem și aici niște iron ore pe care îl punem la gătit. Așa.
Ne mai trebuie ceva, oameni buni, Observer. Mă, nu știu, hai să-l băgăm și pe ăsta pe acolo pe undeva. A, uite mă, avem și tripoare hook. Da, 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 are importanță. Așa, slime block, nu prea avem de ce. Ne-ar trebui niște mobilă puțin, dar vedem după aia. Hai să punem noi toate lucrurile astea, că după aia ne plictisim. Hai să le facem pe astea și după aia mai vedem cine mai trebuie. Oh, deja e noapte. Da, așa, hai să facem pe timp de zi. Mi-e frică, buzeie mobii. Casa modernă încă nu este, cum să spun eu, baricadată așa, știi? Nu este mob safe. Și nu este făcută la mob safe. What? Ce-am făcut? Oh, gata, hai că am mers acum. Sus, sus, sus! Ah, frumoasă e. Frumoasă e casa asta modernă. Sus! Avem aici baia. E cam curios că baia este sus, dar hei, ata e te. Bun, hai să băgăm. Prima dată vom pune, apropo, nu știu sigur ce să punem noi aici la baie, gen să fie o ușă, dar să nu fie prea urâtă. I don't know, nu știu asta, vedem. Vreau neapărat să facem asta și anume avem, uite aici, black stained glass panels. Și băgăm pe un colț în momentul de față, avem așa, hai să facem dușul. Dușul o să vină, nu, no! Stai să facem cu silk touch-ul. Nu știu dacă s-a luat. Aoleu, nu așa. I don't like it, I don't like it. Să fie așa, ca și cum ar fi deschisă, dar nu-mi place deschisă în partea asta, damn it. Ha, stai să mă gândesc, stai să mă gândesc. Poate dacă e deschisă partea asta. Hai că poate merge mai bine așa. Și o facem, uite așa, în sus. În regulă, mult mai bine. Much better, much better. Stai așa, care este blocul ăsta, este blocul. Uite așa. De obicei, dușurile nu sunt chiar așa până sus, dar în cazul ăsta va fi. Și asta e practic ușa de duș. Regulă, nu avem decât una. Aș fi putut să o fac așa cu lisantă, dar... parcă lipsește ceva. Hai să mai facem și aici încă una. A? Cabina de duș. Să fie asta cabina de duș. Dacă o fac... așa. A? E mai mișto așa. S-ar putea să fie mai mișto așa, ia stai. Dar mie îmi dă glass panel, mi le dă. Am silk touch-ul și din cazul asta mi le dă. Funcționește silk touch-ul, măi. Și încă una. A? Mai frumos așa? Cred că arată mult mai bine așa. Nu! No! Și sus e pătrat? Sus e cam pătrățel așa un picuț. În regulă, atunci modificăm aici porțiunea aia. Și practic asta este cabina de duș și intri și tragi. Pac, și se închide cumva, nu știu. E de acordeon. În regulă, am făcut dușul ca măricel. Să-l facem mai mic? Nu știu dacă să-l facem mai mic sau nu. Vom băga WC-ul n-am făcut noi. Cred că trebuie dușul un picuț mai mic aici. Cred că, da, că trebuie să mai facem și un WC-uț. Și trebuie să avem nește spate. Oh, am stricat acolo perete. Da, așa că reparăm. Give me the perete. Block of quartz, ăsta era. Bă, scump e, frate, quartzul ăsta. Este foarte, foarte scump. În regulă, și avem practic pe partea asta. Punem, bam, bam. Și aici porțiunea acei asta. În regulă. Eu pot să pun butoane sau ceva pe glass panel-ul ăsta? Presupun că nu, că e făcut la mijlocul unui bloc. Yep, nu merge. În regulă. Și în porțiunea asta aici, practic, se închide cumva și vine până aici. Nu mă întrebați prea multe. Dacă pun glass panel-uri, ia stai că mai am o idee. Și trebuie să-mi epuizez ideile. Nope! Nu merge. Doesn't work, man, doesn't work. Dar hei, măcar mi-am epuizat ideea. Poate așa? Nope, nici așa nu merge. Da, asta e dușul. În fine, merge. it works. Asta este. Aici vreau să facem așa, vreau să facem o scurgere, în primul rând. Iron trapdoor o să fie scurgerea mea momentană. Scurgerea o voi face acilișa. Bun, și vie aici, pac, așa frumos. Pot să pun ceva alt pe jos, să imităm partea de jos, știi, de... Uite așa. Merge așa, nu, nu vreau. Vreau doar două. Să imităm porțiunea aia, știi, de plastica dușului, de... Eu știu, e fină așa și curge pe ea. Cădița dușului, domnule. Așa. Și acum băgăm un tripwire hook. Hai să vedem acum cum facem noi cu alea. Așa. Scurgerea vine cu alea. Tripwire hook-ul băgăm. Păi hai să fie duș, să fie sus. Pac. Și un butonel. Normal mi-ar trebui două. Dar n-am loc.
Hai să fie, facem așa unul jos cu ăla, știi, ca și cum a apăsăm pac și de la aici e practic tragi de ea în sus și după aia o miști în stânga și în dreapta în funcție de dacă vrei apă caldă, apă rece și toate cele. În regulă, hai că să funcționează. La astea moderne mai avem de exemplu aici într-o parte un fel de robinet, dar avem sus dușul și o cade de sus apa la niște apartamente mai moderne, știi? Și putem să facem ceva de genul ăsta, dacă cu un trapdoor colo sus așa frumușel, pac, cred că ar fi interesant. Așa lăsăm, ăsta este dușul meu provizoriu. În regulă, putem să facem niște iron bar de astea ca să ne sprijinim de ele, de exemplu, când vrem. Oh, nu, că se închide. În regulă, poate pe aici. Pac. Nope. Arată ciudat, arată foarte ciudat. Doesn't look too good. Dar în rest e un duș frumos. Pac, pac, ne facem aici treaba, nu o problemă. Alea, alea. În regulă. Acum, unde vrem să punem noi chiuveta? Am aici o chiuvetă de pus. Ieșim aici, pac. Aș putea să pun WC-ul fix lângă duș. De multe ori WC-ul este la duș și îl punem lângă geam și ne uităm pe afară și mirosim primăvara în timp ce ne căcăm. În regulă. Caul duronul. Hai să-l punem, dacă punem acolo toaleta. Hai să punem, uite, cu alea așa. O, trebuie să și o umplu. Am apă la mine? Curios, am apă. Pac! Am pus și apă. Nice. Așa. Calduron de asta foloseam și pentru toaleta. Toaleta o să fac puțin mai joasă. O să vedeți voi. O să fac, de exemplu, cu slaburi. Facem așa toaleta. Cred că o să fac așa toaleta și băgăm doar un butonel și aia e toaleta. Ce să mai iete așa. Pac! Tragem apa. Bum! Și asta ar trebui să fie oarecum toaleta, doar că trebuie să punem și un semn aici cumva. Merge cu un trapdoor? Sunt curios. Oh, merge, aia e toaleta. Deci avem și de asta zi mâner, ceea ce e fucking awesome. În regulă, hai să facem un pic, eu nu am scări la mine de lemn. Well, that sucks. Poți să fac o tijgheluță ceva? Nu prea. Dar aș putea, de exemplu, dacă bag un cobblestone observer. Cum arată observerul ăsta? Na, hai să punem un observer. Și pun niște light gray carpet pe el. Bun. Ah, tare. I like it. I like it. Asta este, practic aici spălăm noi lucrurile. Și tripwire-ul. Merge pe ăsta? Nu merge. Merge pe ăsta? Nu merge. Merge direct pe el? Nu merge. Bă, vezi, asta e o problemă. Păi atunci hai să punem. Eu nu am la mine lemn. Ah, oh, come on. Stai așa să luăm ăsta la o parte. Hai să mergem să luăm niște lemn. Haiți! Mergem să luăm niște lemn ca să pot să pun și acolo un mic dulăpior. La baie ne trebuie un dulăpior mic și mai trebuie unul sus, da, să vedem cum putem să înghesuim unul sus. Avem aici niște bucăți de wood slab, niște jungle wood, niște scări pe aici, pe acolo și bărci. Atât luăm. Sus, sus! Hai că iese drăguț baia, măcar avem mobilă, știi? Birou îmi place foarte mult cum ai ieșit acolo pe colț, foarte interesant. Așa, avem și aici semne în caz că mai vrem și putem să luăm de acolo. În regulă, hai să vedem cum facem aici. Practic avem jungle wood și cred că o să optez pentru bărci, pentru că cu jungle am făcut marginea asta. Și avem aici așa. Și aici o mini tejghea. Îmi place. Avem aici. Cum pot eu aici? Stai așa. Pac. Uite așa. Și cumva, nu știu, curge în jos. Cumva. Ară, nu mă întrebați. Cumva curge în jos, atâta știu. Un butonel? Vrea cineva un butonel pe acelișa? Un butonel? Pot să pun un buton aici? Pot. Nu știu ce rol are și aici avem două sau avem decât un singur sertărel. Și asta este baia. Avem aici practic porțiunea în care noi ne spălăm pe mâini. Ciu, 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 ciu. Aici avem o mică toaletă. Așa, căcuță și un duș acelișa. Nice, I like it. It is good. Cu intrarea încă nu ne obosim acum, pentru că vom merge la bucătărie. Dar trebuie să facem o intrare interesantă acolo. La bucătărie, intrarea e foarte tare. M-am jucat pe aici cu pereți. Uite și cât de tare mi-a ieșit. It's a nice intrare. Vezi ce mișto? E așa modern, știi, cu bucățile astea pe aici și cu o floare, pac, pe aici. Și cu chestiile astea sus aici, știi? Și intru în bucătărie, pac, și aici nu-i nimic. A, și asta e, a trebuit să fie gen Yin și Yang. Păi, ce am putut și să fac Da, dar cu. Vezi? Cu pătrățelele, știi? Și practic ai în partea asta una de ok și una de alb.
Unde pui chiuveta? Știi? Păi nu știu, undeva unde să spăl vasele să te uiți afară, probabil aici. Ori aici, ori aici și te uiți așa pe aici cu ochianul, pac, dacă ești mai scund. Mm. Știi ce poți să pui aici? O măsuță. Și așa când mănânci păi și... Păi vreau să fac blat. Să pun și o măsuță pe undeva pe aici? Poți să pun o măsuță cu alea. Poți să pun o canapea și în față o măsuță. Da. Facem așa și aici băgăm un blat în care punem sincul aia de speli chiuveta așa. Pui chiuveta și toate cele. În regulă. Ne mai trebuie niște apă. Hai să mergem să luăm rapid. Niște apiță de jos. Uite! A, uite mă, avem aici o boltoacă. What the f... What? Aici parcă era odată un perete. Ok, ar trebui să stupăm pe aici la... E foarte primejdios cu crevasa aia jos acolo. Hai să vedem dacă mi iese asta. Ha! Hai că mi-a ieșit. O să intru pe aici, pe jos aș vrea. Uite, direct în bucătărie. Bun, aici o să ne trebuiască, hai să facem cu acacia, pentru că podeaua e de bărci și automat nu putem să avem și. Băgăm, marginile, le facem așa, de scară. Și băgăm, pac. Și aici, mamă, nu știu, hai să fie asta, de exemplu, mașina de spălat vase, a? Uite așa, și băgăm, sau mașina de spălat rufe, cine știe. A, stai mă, că am zis că facem cu granit. M-am tâmpit aici, am zis că facem cu granit, dacă tot chestia la bucătărie. În regulă, și aici, și aici încă una. Asta este blatul, practic. Sus, vom face niște... Hai să facem tot cu astea. Niște dulăpioare. Practic avem un dulăpior, două dulăpioare, trei dulăpioare și patru dulăpioare. Pe ele voi face șase butonele. Un, doi, trei, patru. Nice. Aici vreau să pun o floare sau ceva. Vedem, poate punem vasele aici. Who knows? Regulă. Și ia să vedem noi dacă o bară de asta de aer nu arată bine aici. Nu știu ca ce ar ține loc totuși. Poate să punem astea linguri, forculițe, da, polonice, le punem agățat aici și le scurgem în jos cumva. Da, cred că ar merge chestia asta. Apa, băgăm în cauldron și avem totuși o mică problemă. Și anume, cum fac eu designul? Astfel încât să pot să prind aici un trapdoor. Un tripwire, de fapt, un tripwire hook. Asta e the motherfucking problem. Pentru că normal ar fi trebuit să prindem... Poate dacă stric și fac așa... Ăla se prinde doar pe un slab? Nu cred că. Nu se prinde. Și atunci nu mai vine conectat. Vezi? Problem, problem, problem. Ne mai gândim aici. Știi ce? Aș putea să pun chiuveta pe partea asta. N-am cum să prind de geam, ai beleaua. Nici m-am gândit la asta prima dată. Ia, pot să mă iau apa înapoi? Yup. Hai să punem cauldronul pe partea asta atunci. Nu am ce să-i fac. Și punem aici. Știi ce, n-am făcut mai multe. Am pus unul la baie, da. Nu știu, trebuie să fi făcut mai multe. Și aici, hai să mai facem... aici facem pur și simplu blat, aici gătești, practic aici speli și chestii și acolo gătești. Și vine așa, bun, hai că e mult mai frumos așa. Avem un tripwire hook pe care îl punem pe porțiunea asta, în regulă. Și un butonel, hai să punem și butonele astea pe undeva pe aici, mai adaug așa un plus de chestii. Un plus de chestii. Avem, ce este asta? Wooden trapdoor. Hai să le punem pe aici doar așa că se mai umple cu ceva, știi? Atâta tot. Și sus poate un stelaj. Sub el scurgelea, dar pe deasupra poți mai pui și ceva. În regulă, aici în colț aș vrea să facem frigiderul. Și inițial am vrut să-l fac simplu, dar cred că o să-l fac dublu. Nu, îl facem simplu. Spunem aici. Ar merge. Și facem, de exemplu, aici, pac, o fel de stelaj, ceva. Și cu un iron bar sub. Hai să vedem dacă funcționează. Da, mi se pare că e prea mult. Cred că mai bine jos aici aș băga altceva. Știi ce? Mi-a venit o idee. Stai. Hai să băgăm un mix de... Opa, am stricat ceva acolo? Da, am stricat. Bum. Hai să facem un stelaj aici. Să facem un
Oak slab, uite așa, spune ca și cum ar fi ceva deasupra aici. Atunci niște vase și sus niște vase. Și bineînțeles, frigiderul facem cu designul ăla clasic, cu iron trapdoor. Boom. A, nu era așa. Stai că, parcă, de, cum e, cum era asta? Poate așa? A, la-i tati. Frumușel, ăsta e frigiderul deschis, bam, boom, șacalaca, nu putem să deschidem că n-avem butonel. Putem să-l fac tot, pot să-l fac totuși practic? Pot. Da, și vreau să fie altfel, practic, asta e un pic. Pot să pun eu altul, pe ăsta altul undeva și să nu încurc. Nu, dar arată frumos acolo chestiunea aia. În regulă, asta este El Bucătăries. Și ce mai trebuie pe aici? Am mai luat eu ceva ce pot să pun să nu încurc? Pot să mă joc și cu glass panel-urile astea. Asta e interesant. Ha! Uite, putem să punem aici unul de ăsta. Speram să se conecteze altfel, sincer. I don't like it. I do not like it. Jos. Da, mult mai bine așa. Sus avem dulapurile. Corect. Și hai să facem și două stelaje. O, nu? Două. Facem două stelaje acolo. Sau nu, stai puțin. Stai. Let me think about it. Let me think about it. Aici băgăm două slaburi. Da. Băgăm două slaburi, dar slaburi de care? Ai, bleau. Tot de jungle? Da, hai tot de jungle, să fie asta gen... Oh, dar nu mai pot aici. Asta e, eliminăm acest trapdoor. Să fie, știi, o mobilă de bucătărie interesantă așa și sus aici pot să pun flori și toate cele. Iar aici, în partea asta, hai să facem acea mică canapea. Și pe asta o să o fac cu scări, bineînțeles, și acacia wood. Eu pot să fac blocuri din slaburile astea? Nope! Nu merge. Dar hai să facem. Gen, avem aici o canapea. Bom, bom. Bă, dar n-aș fi vrut din nou. Hai să facem din oak ca să fie altfel. Tot așa trebuie să ajung până acasă ca să iau niște semne. Așa că hai să mergem, luăm niște oak. Luăm niște semne. Și luăm și niște gard. Ca să facem acea frumoasă canapea și masă. Hai să luăm o mică gustărică acolo. Din nou în cufărul meu cu lemne și avem aici niște gard, yes, și alt fel de gard, dark, iar slaburi, avem cumva slaburi de lemn? Nu, dar avem scări deja făcute, uimitor, uimitor. Pot să iau de sprus. Ah, super, hai să luăm de sprus. Și ne mai trebuie niște semne, culmea că avem fix cât ne trebuie. Hai să le iau pe toate trei, ce să mă mai chinui aici. Stringul ia-l îndărăt că nu mai îmi trebuie. În regulă, hai sus. Uite, am avut noră că nu ne-au deranjat până acum mobii. Curios că nu s-a urcat aici sus la noi. Bă, e foarte tare, mă. Uite, aterizez cu aia pe heliopod. Superb, absolut superb. Ce să mai facem prin împrejurim, știi, niște plante, niște chestii astea, niște faună. În regulă, hai să ne punem pe treabă. Avem scările de oak pe care le vom transforma majestuos într-o canapea. Ia stai, unde, nu vedeam semnele. Oh no, a, nu, nu, nu vreau să scriu nica. What the f... Deci, de ce pe partea aia? Aia de ce vreau. Una și a doua. Asta este o canapea. Și cum fac eu chestiunea aia? Cred că o să fac aici o măsuță și eventual mișcăm canapeaua când vine cineva la noi. Dacă nu mai modificăm un pic să, până când ne iese. Aș vrea să fac porțiunea de jos cu... Op, nu merge, cred că tot așa în mijloc o pun. Și un slab deasupra și gata, ce să mai. Un slab de oak. Frumos. Bom! Ai, arată urât. Arată foarte urât. Hai să facem noi un crafting table. Hai să facem un crafting table. Am pe aici de crafting table? Curios, n-am luat lemn. Ok, trebuie să luăm și niște lemn. Poate light grey-ul ăsta? S-ar potrivi ce-i drept cu ce avem noi pe aici. Ia. Yeah. Oh, da. Looks good, man. O măsuță. Avem aici blatul. Foarte mare chestii. Am uitat să pun apa, dar o voi pune în momentul ăsta. Bum! În regulă. Hai să privim așa din ansamblu să vedem cât de frumos este. Yep, arată bine. Eu mai am clay, am 7 bucăți de clay și avem un crafting table pe aici. Nu mai avem noi crafting table. Oh, come on. Nici sus. N-am eu un crafting table. În toată casa asta nu avem un crafting table. Uimitor. Oh
Magad, n-avem un crafting table. Ok, ia stai un pic. Eu am două bucăți, am două bucăți light grey. Stai așa, când ieșim din duș, bum, bum, ieșim pe acest frumos covoraș și pufos de lână. În regulă, hai să luăm niște lemn. Luăm niște lemn ca să facem acolo niște treburi frumoase. Vreau un crafting table. Auci, auci, auci. Mi-am luat-o pe cocoașe. Uite-mă că nu mi-a mai scăzut sățietatea, curios. Am aici, nu am. Acționăm acilișam. Dar de care îmi trebuie ca să folosesc și altfel? O să iau de oak. Nu trebuie chiar atât de multe fabricate, așa că luăm și ne. Avem un crafting table. Și un cufăr ne-ar trebui. Ne-ar trebui și un cufăr. Ia stai aici. Nu mai avem cufere pe aici. O, ce bine să stea aranjate. Nice. Nu văd nimic pe aici. Nu mai avem aici un cufăr. Poate pe aici. Yay, avem aici un cufăr. Aoleo, nu prea mai avem loc. That's the problem. Asta a fost ultima mea artifică. De acum încolo trebuie să mergem să ne mai luăm niște artificii. Gata, hai că am scăpat nelovit. Bun, hai să scăpăm de crafting table. Ne trebuie un crafting table și îl voi pune fix aici la mijloc. Mai degrabă așa. Bum! Că aici facem lucruri, știi? Și bă, craftăm și chestii și alea. Așa, și un chest pe care îl voi pune și pe ăsta cred că îl pun sus acolo. Să punem două cufere aici, ca și cum am ține lucrurile în ele. Ia hai să punem așa. Nice, arată bine. Looks good, man, looks good. Hell yeah. Și aici ne-ar trebui un stelaj ceva, ca să spune o floare. Da, așa fac. Așa fac, fac un stelaj. Și îl voi face de oak, de ce nu? Stelajul îl voi pune aici. Nice. Așa avem clay la noi. Putem să facem două poturi. Uite așa. Și bă, avem unul. Ate colașon. Bom. Și încă unul pe altundeva. Putem să punem unul aici, de exemplu. A, nu merge acolo, că nu e slabul la jumătate. A, regulă, dacă nu putem să-l punem aici, poate pe afară, pe undeva, avem o floare acolo. Nu știu cum să mai, unde să mai pun o floare. Ia hai mă, acilișa. Avem două flori. Hai, hai să facem rost de două flori. Hii, nu, că nu mai pot să mai urc. Ah, firar. Uite aici, două flori roșii. Două flori roșii. N-aș fi vrut toate roșii. Am două roșii. Am o floare. New recipe? Ce pot să fac? Ah, să fac colorant. În regulă, în regulă. Asta ce-i sămânță? Oh, cam, nu vreau sămânță. Fac af. Altceva, altceva. Bă, aș fi vrut un brăduleț. Hai să vedem dacă putem să luăm un sapling. O, brăduleț, dacă putem să luăm de aici, ar fi superb. A, niciunul. Hai un sapling, mă. Ia, căzut ceva? Nu, nu căzut nimic. Mi se pare că căzut un sapling. Dar trebuie să-mi pice unul acum. Nici la alea de sus, uite-te și tu. Gata, am intrat în copacul 2. Nope! Sărăcie de copaci pe aici cu saplingurile. Oh my god. Uimitor. Cred că o să pu... Aha! L-am prins, gata. Am prins saplingul. Nice. Oh shit. Trebuie să facem și pe aici prin spate, ouch, o scară sau ceva, știi, ca să ne urcăm scară. Da, trepte, ca să putem să urcăm pe ele. Că ne mai ducem pe acolo prin spate uneori. O să pun sus aici cea roșie și brădulețul, pentru că suntem într-o zonă de, și pădure de spruz. Punem acilișa pentru o mireasmă înviitoare de brad de munte. Ok, I like it. Pot să pun niște geam negru pe partea asta? Nu știu, mă chinuie pe mine talentul. I don't know. Ne. No. Am pus, am văzut, nu mi-a plăcut, l-am scos. În regulă, cred că așa o să rămână bucătăria, ce să mai. E foarte tare așa. Yep. Atât pentru astăzi. Am și mobilat aproape toate camerele. Mai avem de pus pe aici, pe acolo. Pe aici vreau să fie o plantă de asta. Poate facem custom, să fie o plantă mare, pentru că asta mică de aici. La ce spațiu, uite. Deci vii aici, pac, în living room, știi? Pac. Și dacă e torța acolo, nici măcar nu vezi planta. Și dacă te faci așa la stânga, hopa!
Uite o floricică. Vreau să fie ceva mai majestos aici, poate și un candelabru care cade de sus în jos, trebuie să ne jucăm puțin cu ideile astea. Ideea e că la Casa Modernii mai avem un picus de lucrat, dar sunt foarte mândru de ce am făcut acum, a ieșit bine de tot. Bun, sper că v-a plăcut și vouă, iar până data viitoare, v-am salutat!